În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean din luna noiembrie, care a avut loc în cursul zilei de ieri, un nou consilier județean a depus jurământul de credință în plen. Este vorba despre Fabian Vâlcu, care s-a alăturat grupului Partidului Social Democrat. În cursul zilei de ieri, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean din luna noiembrie, un nou consilier județean a depus jurământuri de credință în plen. Este vorba despre Fabian Vâlcu, de profesie economist, care s-a alăturat grupului Partidului Social Democrat, preluând locul rămas vacant în urma demisiei lui Valentin Popescu. Îi doresc mult succes în activitate noului consilier și am speranța că împreună vom respecta interesele mehedințenilor în forul județean, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedințe Radin Georgescu. Partidul Social Democrat susține o politică bazată pe valori și repere morale. Doar astfel, formațiunile politice democratice pot deveni responsabile în fața cetățenilor și pot îndeplini angajamentele făcute în campaniile electorale.